Vă avertizăm că informațiile prezentate în ediția de astăzi a emisiunii vă pot afecta emoțional. Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni pentru Oameni. Și-ar fi înșelat soțul, iar mai apoi l-ar fi părăsit, lăsându-l cu doi copii în brațe. Vorbim despre o tânără din raionul Călăraș. Mama acesteia spune că pe alți doi copii, fiica sa i-a abandonat în case străine, pe când micuții aveau doar câteva luni. Acum 3 ani, tânăra l-a născut pe cel de-al 5-lea copil, pe care l-a lăsat într-un spital din Federația Rusă, iar mai târziu a început să cerșească, spune mama acesteia. Unde se află în prezent fiica femeii și ce mărturii va face ea, aflați în cele ce urmează. Având în vedere gravitatea cazului, vom proteja identitatea minorilor și mamei acestora. Astfel, nu vom divulga numele adevărate ale copiilor care se află în grija bunicii și îi vom numi în cadrul acestei emisiuni Lenuța și Ionel, iar pe mama lor, Ana. Era ora amiezii când echipa emisiunii noastre a ajuns la această bunică. Pe femeie am surprins-o în timp ce prășea în grădină, fiind ajutată de 2 nepoți ai săi. Bună ziua! Bună ziua! Doamne ajută! De Doamne! Merge lucrul? Merge încet, încet, încet. Mai mult am pus să avem de mâncare. Copilașii vă ajută? Ne ajută la prășit. Trebuie să prășim. Las, trăgem, las, mâncăm. Așa-i legea. Bravo! Eu mă laud cu dânsii. Strângem, facem salate. Eu ajut cu bunica, da, a făcut mâncare, curățenie, studiază, la orice ce are nevoie. E bine, e bine. Nepoțica e bine și cu nepoțelul. Tot e bine, că nu sunt lângă tine. Dacă nu sunt lângă tine, e ușa și el, dacă orice e lângă mine mai mult, tot e bine. Împreună cu soțul, bunica Vera, în vârstă de 62 de ani, a adus pe lume 3 copii, 2 fiice și 1 fecior. Cu lacrimi în ochi, femeia ne povestește despre fiica sa mai mare. Așa nu prea lăsam să duc, o ținem mai din scurt când nu-ți duc așa. Nici nu prea ieșa așa să duc la discotecă. Am ajutat-o de la aș până la ea. Și case am cumpărat și tot ce le-am făcut. Femeia povestește că în anul 2002, fiica sa, Ana, l-a întâlnit pe Nicolae, un tânăr din raionul Sângerei, și au adus pe lume 2 copii, cu diferența de vârstă de 2 ani. Soții locuiau în satul Hirova, raionul Călăraș, și de la început aveau o căsnicie reușită. La un moment dat, însă, Ana a început să dispară de acasă, ne mărturisește Vera. Cu 2 femei s-au pornit, s-au dus noaptea. O știu, noaptea și-au lăsat cotie. Așa se duce eu cu balul, da, știu. Și am întrebat-o. Și nu vreau să-i spui. Ei au zis că poți să-i faci și nu-i faci, că eu nu-ți spun. Toate și ele și-a venit voi, toate și ele e... I-a dus și tot ce era. El era tare bun, tare bun era, ca să luați vorbă și cu cine n-ați luat vorbă. Pâine, pâine era. Pâine era, dacă e. Eu să mă scuzați, n-a fost așa. Omul meu, Dumnezeu, n-a fost așa. Tot am zis, cui te-ai aruncat de te duci tu așa și faci tu așa. Și tot o oprim, dar degeaba s-o oprim. În speranța că Ana își va schimba comportamentul, Nicolae ar fi rugat-o pe aceasta să se mute cu traiul în satul lui de Baștină, Dumbrăvița, raionul Sângerei. Însă și de această dată, bărbatul a devenit victima infidelității din partea soției, susține mama ei. Avea un amant și venea la dânsa. Ce cu motocicleta? Cu scramie Ioana, îi întreba, mă, cine-i cu ei cu motocicleta care vine? Ce că-i fratele echipului, dar cu scramie, eu pe fratele tău, îl știu, Baseli. Îl cunoaște că a fost la nuntă la dânsa. Și apoi după aceea, dar eu am aflat că e însărcinată.
În urma celor întâmplate, bărbatul a decis să divorțeze, iar mai târziu, la inițiativa lui, femeia a fost decăzută din drepturile părintești pentru cei doi copii pe care îi au în comun. Atunci, Nicolae a rămas să crească singur un băiețel și o fetiță de 4 și respectiv 2 ani, povestește Vera. Dar el nu vrut să trăiască. El nu vrut. Și apoi nu luat iară drumul greșit și iară s-a dus. Nu mă pot întâlni nici cu nepot, nici cu jine. Și nici ele, cetățele, nici ele, copchești. Vera ne dezvăluie că de mai multe ori a rugat-o pe fiica ei să locuiască în casa părintească împreună cu bebelușul, însă tânăra mamă nu ar fi acceptat. Pe când micuța avea 9 luni, Ana și-ar fi abandonat fetița în casa unui bărbat cu necesități speciale. Eu spus omul și am acuzat că se duce și vine de grabă. S-a dus și nu s-a mai întors la fetiță înapoi. Și-a luat și-a transferat o fetiță, a dus-o la Cimicine, în raion, dus-o la spital. De acolo a sunat la... s-a dus-o. Și eu mi-a spus că mi-a sunat fosta mea noră și mi-a spus că a dus chiar ca fetița unde se află. Și eu m-am dus și am adus-o încoace. După ce Vera a luat-o acasă pe nepoțica de numai 9 luni, femeia a aflat că fiica sa, Ana, a mai adus pe lume încă un băiețel, de la un alt bărbat. Și de această dată, tânăra mamă și-ar fi abandonat copilul pe când acesta avea 10 luni, ne spune mama ei. O zic că ies la rutier să iau niște pampers. S-a dus, a fost bună dus. Eu când mi-a sunat domnul primar și mi-a spus că o zic așa și așa, fiica a lăsat un copil la Țibirica. Eu vorbesc cu fostul meu, soțul meu, dus alerte, de să luăm, dar și pe dânșa s-a lăsând, dar și pe domnul primarul ne zice, e tot a vostru, copilul, din sângele vostru, cum s-a lăsat? Și am decis să luăm. Și l-am adus. L-a adus omul și ăla cu mașina, vă spun, până aici, până la colț. Peste o perioadă, Ana a întâlnit un alt bărbat, de la care a rămas însărcinată. Cei doi și-au oficializat relația, iar la scurt timp, soții au plecat în Federația Rusă, ne mărturisește Vera. Până n-a stat de la Clăraș, n-a așa ieșit la Clăraș, dar și la și locul s-a dus, tot nu pot să vă spun. Dar v-a spus că se duce la muncă acolo? Așa o zic, se duc la, s-a dus odată și le-a pus de port. Bunica Vera spune că a primit mai multe scrisori din partea judecătoriei orașului Gubkin, Federația Rusă, în care este stipulat faptul că Ana, împreună cu soțul său, au fost atrași la răspundere penală din cauza depășirii termenului legal de aflare pe teritoriul Federației Ruse. Din scrisori denotă faptul că tânăra și-a ispășit pedeapsa timp de un an, iar bărbatul 3. În penitenciar, fiica Verei s-a îmbolnăvit de tuberculoză, iar din acest motiv a fost internată într-un spital din regiunea Belgorod, unde a și născut. Am primit scrisori, 3 scrisori am primit, din Rusia, da. Eu am înțeles că băiețelul și-ala trebuie să fie fiat, eu am întrebat-o. Unii le-a dat băiețelul și-ala, ei au zis că nu i-l-ar fi deloc. El nu l-a văzut toți cu deloc. Ea era bolnavă cu plămânii. Nu l-a transferat la mine, nu a dus, că a fost COVID-ul. Și dacă l-a dus, unii mănâncă, doi mânca așa trigă. Vera povestește că după ce fiica sa a fost externată din spital, aceasta a început să cerșească în stradă, fapt confirmat și în scrisori. Mai mult, medicii au înștiințat-o ca să vină să-și ia copilul, dar Ana a refuzat, motivând că nu dispune de resurse financiare pentru a-și crește micuțul. În una dintre scrisori se mai stipulează că mai târziu, femeia a fost prinsă la cerșit de către oamenii legii din Federația Rusă, iar ca urmare a fost deportată în Republica Moldova. Echipa emisiunii Oameni pentru Oameni a contactat-o pe nașa de cununie a Anei. Aceasta ne-a spus că împreună cu soțul său au achitat serviciile unui avocat din Federația Rusă, care să le apere finelor interesele în instanța de judecată. Mai mult, femeia este dispusă să o ajute pe Vera în cazul în care băiețelul, care în prezent are 3 ani, va fi plasat în familia bunicii sale. Pot să-l ajut și eu să mă duc să-i cumpăr ceva de mâncare, de îmbrăcat, de ce ați pot. Aș fi bine lângă fratele și sora lui. 100% eu aș cu tot sufletul aș ajuta. De ce a decurs să cerșească în Federația Rusă? Da, fac altceva, eu nu știu. Nu și ies, câștigi niște bani ca să fac și ei copilul să vie acasă. E mai scurt, nu-i mamă bună, doamnă. E mai are încă 2 copii de la prima căsătorie lepădați. Așa, pe ăștia, 2 îs cu măsa. E de tăți are 5, vai și amare de dânsă. E trebuie lipsută de drepturile pălintești. Eu nu știu încă, deși ei este ca mamă la copiii ăștia doi de acasă.
După ce Ana a revenit acasă, la scurt timp a plecat împreună cu nașa sa de cununie la muncă în România. Însă situația a luat o altă întorsătură, ne-a confirmat Natalia. Femeia a întâlnit acolo un bărbat, Ilie, și de atunci locuiesc împreună în județul Arad. Ana are în prezent 39 de ani și îngrijește de nepotul concubinului său. Trăiesc într-o sărășie și beau și fumează. Dar când ați vorbit ultima dată cu ea? Mult. Nu ne-am vorbit. Da, e, dar nu se schimbă, doamnă. E nu se schimbă. Eu vă spun că e nu se schimbă. Dacă n-am vrut să duc eu la condiții, nu e la locul ei. N-ai și vorbit cu dânsa. Tot i-am zis, strânge genunchii la gură. Nu m-a ascultat. Nu m-a ascultat. Am nici atâta n-am mai ascultat. Să mă scuzați, nici atâta nu m-am mai ascultat. Niciodată nu o duc să mă iartă-mă, mamă. Niciodată! Bunica Vera deține custodie pentru cei doi nepoți ai săi, Lenuța și Ionel. Femeia primește o pensie lunară de 2000 lei, iar pentru perioada rece anului li se oferă 700. În ultima scrisoare pe care Vera a primit-o din Federația Rusă, se stipulează faptul că familia care a înfiat băiețelul de 3 ani recent a divorțat, iar micuțul a ajuns din nou la casa de copii. Asistenta socială din satul Hirova, raionul Călăraș, ne-a comunicat că Ana, fiica Verei, a contactat-o de mai multe ori. Era cu pretenții că, adică, ajutorul social este foarte mic. Și copiii, ea nu poate să-i întrețină, nu are bani, nu lucrează. Mama copiilor este plecată foarte mult timp pe hotarele Republicii Moldova. Din spusele bunicii cunoaștem că ultima nu contribuie la creșterea și educarea copiilor. Bunica este grijulie, stăruitoare, copiii au un aspect îngrijit, frecventează regulat instituția de învățământ din localitate. Venitul familiei este din pensia bunicii. Familia mai beneficiază de ajutor social, ajutor pentru perioada rece a anului. La sărbătorile pascale, familia a beneficiat din partea unui donator străin de produse alimentare, colet cu produse, cu îmbrăcăminte și încălțăminte. Anul trecut am fost anunțați de către organele din Federația Rusă, precum că mama copiilor a abandonat un copil și au solicitat de la noi careva acte, acordul bunicii că ar putea și ar vrea ca să crească încă un copil la fiicei, după care nu am primit niciun răspuns până la moment. În timpul filmărilor, echipa noastră a luat legătura cu mama copiilor. Aceasta ne-a comunicat următoarele. Le-ați trimis ceva bani de când vă aflați acolo în România? Nu, că nu lucrez. Cu mama dumneavoastră, discutați? Sau nu? Cam un pic de când nu am discutat cu mama. La 10 luni ați lăsat? Pe și pe... Da, 10 luni, da. Regretați faptul acesta? Da, da. Să ne spuneți, vă rog, de ce i-ați lăsat pe cei... doi copii de la Dumbrăvița. Nici eu nu mai știu. Cu ei nu am vorbit încă de nici. Nici cu el, nici cu copiii. Din câte am înțeles, dumneavoastră mai aveți un băiețel în Rusia. Eram la Rusia cu nanașa asta mea de la Călăraș. Și m-a găsit poliția și m-a închis. De ce ați fost închisă? Că m-a găsit că strângeam bani pentru o fetiță. Pentru de asta... o asociație de copii. Deci dumneavoastră obișnuiați să cerșiți? Da, dar pentru o asociație strângeam de copii bolnavi. Și m-a găsit poliția și a zis că nu-i drept, nu, și m-a luat și m-a închis. Și am și născut acolo și nu mi l-a arătat deloc pe copil, pe băiețel. Și a spus că mi-l dă când vin acasă și nu mi l-a mai dat. A zis că cu timpul o să se facă acte și o să-l trimită la Moldova. Cât despre faptul dacă ar vrea să se întoarcă acasă la copiii săi, Ana ne-a răspuns. De cât timp vă aflați dumneavoastră în România? De cât timp? De vreo 3 ani. Nu ați reușit să strângeți niște bani? În momentul de față nu avem. Dumneavoastră regretați pentru tot ceea ce ați făcut pe parcursul vieții? Da, da. Ce simțiți ca mamă când știți că copiii nu sunt cu dumneavoastră? E greu fără ei. Vă gândiți la ei... Le duceți dorul? Da. Da. O să venim și la Moldova, că nu am bani. Mama și fiica nu au comunicat de mult timp. În prezența echipei noastre de filmare, cele două au încercat să țină un dialog. Că când te înghițiți pământul și nu mai comunicăm, da?
Nu, am vorbit, dar zic, este o leac de vreme de când n-am vorbit cu matale. Niciodată de câte ori greșit, de niciodată nu ți-ai miserut iertat la mine. Tot numai drumuri greșite ei. Tot îți spuneam să faci ce, să faci ce, nu mai mi-a ascultat niciodată. Cât suferi ea, tu n-ai grijă deloc, deloc. Tu cum te cuci așa de scoli? Nu ai nicio grijă nică. Așa-i? Ce grijă trebuie să ai tu? E, hai! Bună ziua, noapte! Dacă nu mai ai tu bani, apoi... Eu sper ca să vrei, să vii acasă, poate să te mai schimbi, să... Să iei viața de la început. Potrivit unui studiu realizat acum câțiva ani de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, cazurile de abandon ale copiilor sunt drept urmare a migrației unuia sau ambilor părinți la muncă peste hotare. Astfel, mulți minori rămân sub tutela rudelor, unii sunt plasați în școli internat, iar alții, rămași fără ocrotire, riscă să devină copii ai străzii și să practice cerșitul. Migrația excesivă din ultimii 10 ani a condus nu doar la îmbătrânirea rapidă a populației, ci și la creșterea numărului de copii orfani și abandonați de părinți. Totodată, în studiul respectiv, se mai arată că motivele financiare sunt cele care domină situația abandonului, fiind urmate de statutul vulnerabil al mamelor solitare și a celor minore. Se constată că în cazul a 20% dintre copiii moldoveni, cel puțin unul din părinți este plecat peste hotare, iar în cazul a 10% ambii părinți. Abandonul copiilor ia forme grave. Cel puțin un copil de vârstă preșcolară este abandonat în fiecare zi și, potrivit datelor UNICEF, 9 din 10 copii abandonați în Republica Moldova au ambii părinți în viață. Convenția cu privire la drepturile copilului stipulează că părinții poartă o răspundere comună pentru creșterea și dezvoltarea acestora, conducându-se de interesul superior al copilului, care trebuie să fie obiectivul principal al grijii părintești. Șefa Direcției pentru Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului susține că neîndeplinirea obligațiunilor față de copii atrage asupra părinților anumite sancțiuni. În situația în care se atestă că părintele nu și-a îndeplinit responsabilități corespunzător, există mai multe modalități de atragere la răspundere. Aș menționa tot potrivit articolului din Codul Familiei, prevede inclusiv decăderea drepturilor părintești, există răspunderea și contravențională. În articolul 63 din Codul Contravențional, prevede nemijlocit neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educație și de instruire a copilului. Presupune amendă cu mărime de la 6-15 unități contravenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității, de la 15 la 25 de ore. În situația în care se constată un abuz asupra copilului, atunci ar putea să fie calificat inclusiv pe răspunderea penală. Părinții au obligația de a-și apăra dreptul și interesele legitime ale copiilor. Ei au responsabilitatea de a asigura că copiii fie protejați, asigurați corespunzător. Bunica Vera spune că în prezent ține legătura cu nepoții de la Dumbrăvița. Băiatul are 18 ani, iar fata 16. Nepoții care trăiesc cu ea, Lenuța și Ionel, au 12 și respectiv 8 ani. Femeia este și mamă și tată pentru cei doi copii. Cocim pâine pentru copilaș, plăcițele în coptieri, câscunchi, scumiți, ascultă, aduc căprița. Și bunica tot e bună. Ia, vezi? Și bunica tot e bună. Ne dă voie în drum, ne jucăm. Tot drum, eu spun ce faci cum aici te doi nepoți, măcar te ai cu știri mângâie, măcar. Dar păi am crescut la 10 luni. Copiii ne-au spus că au visuri mari. Vreau să devin avocată. Îți place acest domeniu, da? Da. Îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare să ajut oamenii. Mie îmi place să mă cădea cu bicicleta. Termin nou clasă și să devii. Și-ți place mai tare. Și o pompie. Și bunica are un mare vis. Vera își dorește nespus de mult să instaleze în casă o rețea de alimentare cu apă, pentru ca nepoții să aibă condiții bune. Însă venitul lunar nu-i acoperă aceste cheltuieli. Tare aș vrea să am apă în casă, să spele copiii la un valnic în casă, să am și o leac de apă caldă. Posibilitate n-avem, că de unde posibilitate?
De unde, dacă dintr-o piesă de 2000 de lei, doamna, de unde posibilitatea să avem noi să tragem apă în casă? Dar am vrut să grămădesc de lemne, să cumpăr lemne, că acolo băieți în anul ne-a cumpărat lemne și au avut asta iar în lemne cu sine, cu sine să încălzim. Dar dacă noi cumpăra de pe amu, cât scumpi? Echipa emisiunii Oameni pentru Oameni va fi alături de acești eroi și vom încerca să le ștergem din lacrimi. Anterior v-am relatat povestea unei mame și a feciorului său din raionul Glodeni, care trăiesc fără energie electrică, iar unica sursă de lumină în casă este lampa cu motorină. Eu cum intr? Doamne! Iar întunișii mei asta intr? Doamne, ori când o să luminez în casa asta, lumină și... Din cauza violenței în familie și imposibilitatea de a-și găsi un loc de muncă stabil în țară, aceasta fiind o problemă majoră și în prezent, acum câțiva ani, Larisa și-a luat copilul și a plecat în Federația Rusă. Acolo a întâlnit un bărbat, de la care a adus pe lume încă un băiețel. Cu lacrimi în ochi, femeia ne-a povestit că pe când micuțul avea 4 ani, s-a întâmplat o mare tragedie. Băiețelul împreună cu alți 4 copii au fost găsiți morți într-o groapă din curtea grădiniței din Federația Rusă. Au avut o zi de naștere și au scos copiii la Săniuș. Eu pus-o pe o răscladușcă pe teț. Morți. Astfel, femeia a rămas doar cu un singur fecior, iar în prezent, cei doi se adăpostesc în casa unei cunoștințe, deoarece nu au propriul acoperiș deasupra capului. Larisa suferă de tulburări la nivelul sistemului nervos central. Mai mult, cei doi se întrețin doar din banii pe care îi câștigă muncind ocazional și pensia de dizabilitate infimă a femeii. Pentru că trăiesc la limita sărăciei, toată iarna au făcut focul cu buruieni și frunze uscate. E că pun asta ea, o scutură așa de pământ. Înduioșată de drama acestei mame și a feciorului său, echipa Oameni pentru Oameni le-a sărit în ajutor. Larisa ne-a întâlnit cu un zâmbet larg pe față când am ajuns la poartă. Aceasta ne-a poftit în ogradă cu brațele deschise pentru a împărtăși cu noi marea bucurie. Poftim, intrați, stareți bucuroasă, am lumină. Sunteți bucuroasă? Sunt bucuroasă. Trăiesc și eu ca toată lumea mea. Nici n-am gisat ca să am lumină. Nu mai stau cu lampă cum am stat, că era culme chiar. Nu putem. Întuneric. Unde este lampa acum? Lampa am strâns-o. Nu vă mai trebuie. Nu. După mediatizarea cazului de către echipa emisiunii Oameni pentru Oameni, proprietara locuinței în care se adăpostește Larisa și feciorul său, în comun cu autoritățile locale, s-au mobilizat și au soluționat problema cu privire la lipsa energiei electrice. Datorită dumneavoastră, lumina nu a făcut, nu a fost voi, dumneavoastră, eu nu știu ce aveți să fac. Pentru că problema energiei electrice a fost soluționată, echipa noastră a hotărât să le ofere eroilor electrocasnice, care le va ușura viața un pic. Am scos făcinte, pâine, întrânsul, pirojoace. Deschideți-o! Pirojoace! Ia uitați-vă, ștave sunt acolo. Vai! M-am uitat la piață, era deși de tablă. N-am întrebat că chiar era oarecum încă. Asta și cadou meu de Oameni pentru Oameni. Femeia și feciorul său au primit și un televizor. Vai, și frumusață! Deja o să vă fie mult mai vesel. Da, te uiți la o vreme, n-ai unde. E că am mai luat radio-ul ăsta, dar el e cu bătării. Cumpăram bătării și punem și lucra. Dar altfel nu, aici este a cincilea. Am să mă uit la misiune Oameni pentru Oameni, am să mă uit. Le-am oferit un fierbător electric și o cratiță. Doamna Larisa, pentru că aveți deja lumină în casă, o să aveți și un fierbător electric. Vă mulțumim. Fierbiți apă, ceai, să pregătiți. Vă mulțumim din suflet. Pentru adevărată gospodină și o cratiță. Vai! Pentru dumneavoastră. Vai, și căstrălică. Asta e un vis.
Nu degeaba eu mă rog la Dumnezeu. Mulțumim și Lucica, că Lucica, eu m-am dus la dânsa, a rugat-o pe dânsa. Zic, Lucica, ce să facem noi, că am văzut în misiunea asta. Mă ducem la Nora în deal și mă uitam la televizor, zic, Ana. E că e misiunea asta, oameni pentru oameni, este număr, este număr. Nu ce vrei să faci? Zic, e că vreau să dau și eu la misiunea asta, oameni pentru oameni. Ajută toată lumea, dă și chiar pe mine, n-ați mai ajut cum n-am lunină. Vă dorim mult sănătate, fericire să-ți mai ajutați oamenii care ne voiași. Nu m-ați lăsat la greu, mi-ați dat ajutorul ăsta, vă mulțumim din suflet. Vă reamintim că fiecare dintre voi poate contribui cu un ajutor prin intermediul campaniei sociale de la Mine pentru Tine, din cadrul emisiunii Oameni pentru Oameni. Astfel puteți contribui cu donații, cum ar fi haine, încălțăminte, produse alimentare sau de igienă, obiecte de uz casnic, dar și sume bănești predestinate într-un anumit scop, investigații chirurgicale sau proceduri de reabilitare. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem și săptămâna viitoare la aceeași oră cu alte istorii de viață impresionante. Dacă cunoașteți familii care au nevoie de o mână de ajutor, scrieți-ne sau contactați-ne la numărul de telefon afișat pe ecran. Împreună putem schimba destine. Toate bune!